Bună ziua! Numele meu este Elena Iancău, iar de astăzi înainte vă invit în fiecare vineri de la ora 17 să urmărim împreună emisiunea Nota 10. Pașii ne-au adus de această dată în orașul Călan. Aici vă invit să o cunoaștem pe Cătălina Pânzariu, o viitoare stea a muzicii populare românești. Frunză verde maghiera, na 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 na. Dragomii badea cioban, na 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 na. Atunci când am ascultat-o pentru prima dată pe Cătălina Pânzariu, parcă timpul a stat în loc preț de câteva minute. Era doar un boț de om, dar care a reușit să cânte cea mai frumoasă doină pe care am auzit-o vreodată. Timpul a trecut frumos peste ea, iar micuța făptură a devenit o minunată liceancă de 16 ani. Am reîntâlnit-o pe Cătălina după mai bine de 5 ani, în școala din Călan, unde învață. Aici nu e om care să nu o cunoască și nici profesor care să nu o aprecieze. De când o cunoașteți pe Cătălina Pânzariu? E o istorie lungă, de când a apărut, pentru că am fost diriginta tatălui, orașul este mic, am cunoscut și mama înainte de a forma familia Pânzariu și am urmărit evoluția lor și ca familie. Deci pot să spun că o știu de când era în cărucior, am văzut-o cum crește, am aflat despre talentul ei și tot timpul mi-a fost aproape de suflet. A moștenit ceva de la părinții ei în ceea ce privește talentul? Da, a moștenit, dar i-a depășit, a acumulat. Probabil și de la a lua și de la mama și de la tata, din harurile care le-au avut și eu o văd ca o viitoare mare, mare solistă de muzică populară. Ați văzut-o pe scenă? Am văzut-o, de nenumărate ori. Și cum se descurcă? Extraordinar. Mi se pare că, din păcate, nu este promovată la nivelul calităților și posibilităților ei. Că asta este Călanul, orașul și când vii dintr-un oraș mic, este foarte greu să izbutești, să ajungi acolo sus. Ca și elevă, cum se descurcă? E una dintre cele mai bune eleve din clasa ei, clasa de științe ale naturii, conștiincioasă, cu gândire logică, deși este o clasă numai de fete, unde marea majoritate merg pe memorare, ea face alături de câteva excepții, deci are toate calitățile. Dumneavoastră mai ajutați cu costume populare? Deci, părinții mei sunt de la țară, de pe Valea Străiului, și când am aflat de acest har al Cătălinei, când am ascultat-o, atât am fost de impresionată încât am reușit să conving pe mama, care ține foarte mult la tot ce înseamnă port popular, să îmi ofere câteva piese de costum popular tradițional cu vechime de aproape 100 de ani, moștenite de la bunica ei. Deci, și promisiunea a fost, și de fapt Cătălina a și fost la țară, la mama, să o și încânte cu
glasul ei deosebit. Unul dintre profesorii care o apreciază foarte mult este Florin Popescu. Despre minunea de fată cu glas de înger am aflat încă din urmă cu câțiva ani buni de la o emisiune, când ea spera să fie mare vedetă și se pare că bunul Dumnezeu a ajutat-o să ajungă la un nivel la care multă lume și-ar dori. Credeți că îi se potrivește muzica populară? Cred că muzica populară se ar potrivi oricăruia dintre noi, întrucât, după cum bine știm, folclorul este baza culturii naționale, folclorul este sursa de inspirație pentru scriitori, pentru opera literară. Folclorul este ceva ce ne definește pe noi toți ca entitate, ca popor, și cred că este foarte bine ca tinerii să promoveze folclorul, întrucât toți iubesc folclorul. Înseamnă o mulțime de teme, de motive care definesc adolescența. Cum o vedeți pe Cătălina în viitor? Unde? I-am spus ceva săptămâni în urmă că o văd ca și colega mea, predând limba și literatura română, întrucât este un elev talentat. Știe să cultive talentul pe care îl are, tocmai de aceea l-a și parafraza pe Gala Galaction, care spunea că munca este aspra condiția evidențierii unui talent. Tocmai de aceea aș include în context faptul că ea este printre elevii care deschid ușile bibliotecii școlare, care studiază, care lecturează nu numai bibliografia pe care eu am indicat-o anual în cadrul orei de limbă și literatură română, ci și pentru viață, lucruri legate de univers, de universul nostru ca oameni, de devenirea noastră ulterioară. Am înțeles că merge și la olimpiadă la limba română. Da, anul trecut am convocat-o pentru etapa pe școală, după care s-a calificat cu succes la etapa zonală, participând de asemenea și la etapa județeană, unde a obținut un frumos punctaj de 95 de puncte, clasând-o pe locurile fruntașe ale olimpiadei, ale concursului. Credeți că va ajunge o artistă renumită de muzică populară? Cred, întrucât o caracterizează perseverența, o caracterizează bunul simț, o caracterizează de asemenea inteligența, pentru că ea am sesizat că are capacitatea de a se descurca în orice situație, așadar, conform psihologiei, aceasta ar fi o definiție a inteligenței și în primul rând o ajută aspectul fizic, calitățile morale, buna creștere de acasă și sprijinul familiei sale, care în permanență este alături, și îi felicit pe această cale părinții care au știut să o educe și să o aducă la acest nivel. Felicitări tuturor celor care au contribuit așadar la buna creștere a acestui copil. Reușește să îmbine și muzica și româna și școala? Da, consider că reușește să îmbine cu plăcere și distracția și munca și învățătura. Este un elev premiant, probabil că va evidenția acest lucru și doamna dirigintă a Cătălinei, însă este talentul despre care spuneam, o ajută, este un elev receptiv, este un elev care memorează foarte repede. Eu cred că în cadrul orei de limba română rămâne cu foarte multe conținuturi după discuțiile care au loc în cadrul activităților noastre. De asemenea, să știți că este implicată în aproape toate proiectele cu caracter extrașcolar. Nici directorul liceului nu e străin de performanțele tinerei care studiază aici. Aveți peste 800 de elevi aici la școală. Bănuiesc că nu-i știți chiar pe toți. Pe Cătălina Pânzariu o știți? Da, bineînțeles. Este un elev cu care ne mândrim datorită calităților pe care le are, muncii pe care o depune
în amândouă domeniile, atât în pasiunea pe care o are, cât și la învățătură. Când ați auzit prima dată de ea? Am auzit în urmă cu 3 sau 4 ani, când era elev la școala generală și era programat în diverse acțiuni care se desfășurau împreună cu elevii de la școala generală, cei de la liceu, în special la diverse baluri pe care elevii noștri le organizau. Deci ați văzut-o și pe scenă? Da, bineînțeles. Și cum se descurcă? Foarte bine. Este de altfel foarte apreciată. Credeți că va avea un viitor în acest domeniu? Desigur, pentru că toată lumea contribuie la acest lucru, în special familia, apoi școala, profesorii, cât și comunitatea, care, după cum am spus, o includ în diverse acțiuni care se desfășoară la nivel de oraș. Ca și elevă, este o elevă bună? Da. Bineînțeles, toată lumea o apreciază. Profesorii, colegii, comportamentul ei este desăvârșit. Credeți că reușește să împace bine muzica și învățătura? Momentan, da. Deci se vede prin rezultatele pe care le obține la învățătură, cât și la pasiunea pe care o are. Nu v-a făcut niciodată probleme? Nu. Nu este un elev care să creeze probleme. Din contră, este o mândrie, o mulțumire pentru toți cei care o întâlnesc, care lucrează cu ea, să vadă un asemenea elev. Este unul dintre simbolurile școlii? Da, putem spune acest lucru, exact. Se poate spune, alături de alți elevi care participă și obțin rezultate bune la olimpiadă, la matematică, la fizică, la nivel județean sau național. Cătălina a început să cânte încă de când era mic copil, spre încântarea familiei. Când și cum ați descoperit talentul Cătălinei? Încă de mică, ca orice copil care, după ce vorbește, părinții îl pun să cânte. Și ne-a plăcut ce am auzit. Doamna educătoare la fel, ne-a încurajat foarte mult și mereu la sebări avea un program singură. Acasă, ascultând mereu și noi muzică populară, fiind îndrăgostiți de muzica populară, mereu cântându-se, a început și ea să înregistreze și să redea la Crăciun, la evenimente de familie, dădea spectacole, noi eram spectatori. A moștenit talentul de la vreunul dintre voi? Soțul meu. Posibil. Cântă la Eu chitară. Cânt la chitară. Mama mea cântă în corul bisericii. Soacra mea a cântat și dânsa. Cam toți avem ureche muzicală, avem, dar vocea ei deosebită e, pentru mine e unică. Nu, n-am văzut-o niciunul dintre noi. Copila număra prea puține primăveri pe vremea când a câștigat deja primul concurs. Am început cu concursurile. Cinci și-a luat premiul întâi și premiul special al juriului, ceea ce i-a dat și ei curaj. Când era asta? 9 anișori. La 10 anișori a fost la emisiunea de pe Antena 1 Vreau să fiu vedetă, invitată, unde în final a luat locul 3. Au mai fost concursuri după aceea. Tot concursurile județene, interjudețene. Participă și la spectacole? Și spectacole, da. Chiar a cântat și pentru și spectacole umanitare și pentru copii cu deficiențe. Spectacol Zilele Orașelor, cum se organizează acum. Este invitat în anumite orașe să cânte. E timpul să o cunoaștem și noi mai bine, pe minunea de fată care încântă sufletul oricui are ocazia să o asculte. Când ai început să cânti? Am început să cânt de când eram la grădiniță. Îmi plăcea să cânt la serbări, eu să fiu în centru atenției. Tot timpul mi-a plăcut să fiu în centru atenției. Și oficial, adică la spectacole, am început să cânt de la 6 ani.
Însă până atunci am preferat să... Bine, eram și micuță și probabil de aceea părinții nu m-au lăsat să mă duc la spectacole. Primul spectacol unde a fost? A fost primul concurs. Sau primul concurs? A fost la Teliuc. Am luat premiul întâi și premiul special al juriului. Am avut foarte mare emoții, țin minte că am sunat pe mami și plângeam, pur și simplu plângeam, pentru că trebuia să-mi prezint costumul. Și, hai, cu cântatul nu prea aveam emoții, dar când ies să vorbesc, și acum am emoții. Și am sunat pe mami și a zis, mami, eu nu mai vreau să particip, vreau acasă. Dar până la urmă, mama m-a încurajat și am participat și totul a fost foarte bine. Și de acolo am prins curaj și am zis, măi, dacă am reușit la primul concurs, asta înseamnă că trebuie să merg mai departe. De ce muzică populară? Am preferat muzica populară pentru că asta se asculta la mine în casă, tot la ziua mea se cântau cântece populare și la diferite evenimente, tot timpul populară, populară, populară și probabil că de aceea am avut deschidere mai mare spre muzică populară. Și acum, dacă ar fi să aleg tot spre muzică populară, m-aș duce. Mi se pare o viață mai frumoasă, mai... În primul rând că duci tradițiile și obiceiurile mai departe și putem să spunem că avem un folclor și un trecut destul de frumos. E păcat să nu-l ducem mai departe și să-l păstrăm, mai ales că sunt mulți tineri care nu au deschidere spre asta. Și chiar nu vreau să fie invadat folclorul nostru cu diferite cântece electronice și alte genuri. Cum văd colegii tăi, prietenii tăi, faptul că tu cânți muzică populară? Am foarte mulți prieteni care recunosc că până să mă aibă pe mine ca prietenă nu ascultam muzică populară de niciun fel, dar acum mai am momente în care mă pun, hai că tână mai cântene ceva și chiar observ că încep să se obișnuiască și asta e un lucru bun, pentru că acordă puțin din timpul lor muzice populare și o să se obișnuiască și o să asculte din ce în ce mai mult. Din moment ce eu o să fiu în continuare prietena lor, n-am încotro. Ce calități trebuie să aibă un cântăreț de muzică, în general? Da, în general, probabil că trebuie să fii foarte tare, pentru că sunt multe situații în care, chiar dacă nu vrei să fii implicat, ești implicat. Peste tot se întâlnesc gurile și oameni care nu-ți vor neapărat binele și la concursuri, uneori mai ești depunctat sau... Peste tot se întâmplă asta și atunci trebuie să fii foarte tare și de obicei eu când mă duc la concursuri nu mă duc să concurez cu ceilalți. Eu concurez cu mine, nu cu ceilalți, nu îi consider adversari, suntem prieteni și în restul timpului. La concursuri și festivaluri prin străinătate ai fost? Da, am fost în Italia în 2007, unde am luat trofeul. Și în Praga, în Cehia, am fost de 4 ori, dar doar o dată am fost la un concurs, am participat, am fost 24 de țări și am luat trofeul. Ai multe trofee și diplome. Da, am foarte multe, având în vedere că am început de la o vârstă fragedă, am reușit să particip la toate concursurile, cel puțin județene, și s-au strâns, sunt. Ai vreun cântec preferat? Toate cântecele îmi plac. Însă eu am început să cânt doine de mică. Eu cu asta am început și atunci bineînțeles că doina are un loc aparte din mamia și de obicei când aud o doină, imediat vreau să o învăț pentru că îmi place. Și atunci prefer doinele. De obicei cânt în spectacole sau la concursuri doinele doamnei Mariana Deac. Îmi plac foarte mult. Și atunci bineînțeles că doinele sunt preferatele mele. Am și cântece preferate, dar tot așa cu un ritm mai lent, linele. Ai compus vreun cântec? Nu, n-am compus, nu cred că... Nu, adică nici n-am încercat. Sunt oameni care au darul ăsta și se vede. Nu are rost să mă bag unde nu știu, nu, n-am încercat. Ai vreun idol în muzica populară? Da, pot spune că îi apreciez pe toți, pentru că să ajungi acolo unde sunt ei este muncă și nopți nedormite și una alta, dar cea care are un loc aparte din mama mea este doamna Mariana Deac. Cu dânsa am deschis ochii așa spre folclor, îi cântam cântecele de mică și acum fac la fel.
Pe această cale vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că este de acord să-i cânt cântecele și mă ajută de fiecare dată când am nevoie. Tot timpul m-a ajutat. Mai puțin și vei termina liceul. Spre ce carieră te îndrepți? Nu știu. Încă trebuie să mai gândesc pentru că aș vrea să merg la conservator. Profesorii îmi spun să mă duc la facultatea de litere pentru că mă descurc foarte bine la limba română. Încă nu știu. Părinții îmi spun să mă duc la medicină. Nu știu, încă nu m-am hotărât. Mai am 2 ani și sper să iau decizia cea bună. Reușești să împaci și școala și muzica și concerte și olimpiade? E destul de greu. Adică uneori prefer să iau pauză și să stau puțin, dar e frumos, adică nu vreau să pierd timpul degeaba. Sunt tânără, n-am altceva de făcut, așa că reușesc să le împac pe toate. Deocamdată, da, reușesc. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai dintr-un spectacol sau dintr-un... În urmă cu câțiva ani am fost la festivalul Liana Rus, dar nu ca și concurent, pentru că este doar de la 16 ani permis să participi. Și am cântat pentru prima dată doina doamnei Mariana Anghel, care la rândul ei a preluat-o de la domnul Ion Cristoreanu, regretatul domn Ion Cristoreanu, Cum să sting eu dorul tău. Și am cântat-o acompaniată de formația domnului Bodgros, Nicolae Bodgros. Și după ce am terminat, când să plec de pe scenă, am fost bisată. A fost, nu știu, ceva, pur și simplu mi-a venit să plâng prima dată, nici nu știam cu ce să încep. Atunci când vezi că publicul te aplaudă și te bisează, e cea mai mare mulțumire a tuturor orelor de muncă. Vocea ei minunată a impresionat artiștii renumiți de muzică populară, iar asta i-a adus și sprijinul lor necondiționat încă de la începutul carierei. Chiar toți. Și doamna Mariana Deac, domnul Mihai Petreuș, doamna Ana Almășana, doamna Violeta Deminescu, chiar și cântece i-a dăruit. Nu, deci nu pot să spun numai cuvinte de laude și de bine și asta a făcut-o și pe ea să se ambiționeze, să muncească, să demonstreze că merită toate laudele și i-au demonstrat toate aceste laude că este pe drumul cel bun și atunci ea n-a mai dat înapoi și noi nici atât nu ne-am mai băgat în niciun fel. Dacă ar fi să o comparați cu o vedetă a muzicii populare română, și cu cine ați asemănau, ca să zic așa? Păi, indiscutabil cu cea cu care a pornit și aș vrea să ajungă ca și dânsa, ca valoare, doamna Mariana Deac. A fost... și este între ele două o relație de suflet, o admiră foarte mult, îi cântă cântecele, a fost încurajată de către dânsa să le cânte, chiar a învățat-o doinele să le doinească și este indiscutabil o voce de valoare a zonei. Adevărata lume a spectacolelor abia acum începe pentru Cătălina. Odată cu împlinirea vârstei de 16 ani, tânăra din Călan poate să participe la festivaluri și concursuri de renume. Cum o vedeți când va fi mare? Dacă a pornit pe drumul acesta, la cât e de ambițioasă? O vedem ca o vedetă. Cum e ca și copil? Foarte ascultătoare. Ascultătoare. Învață bine, nu ne creează probleme. Și cred că oricum orice și-ar lege în viață, o sprijinim, chiar dacă acesta va fi drumul, chiar dacă altul, dar să rămână om. Om pe drumul drept. Asta ne-ar bucura cel mai mult. Deși e încă la o vârstă fragedă, doinele, învârtitele, lianele și jianele nu mai au nicio taină pentru Cătălina. Concursurile și emisiunile de muzică populară sunt o provocare pe care copila din Călan a acceptat-o mult prea devreme, dar din care are infinite șanse de a ieși învingătoare. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem vinerea viitoare, la aceeași oră, tot la Hunedoara TV, la o nouă ediție a emisiunii Nota 10.
We'll be right back.